Deschideți cu mine la Evanghelia după Ioan, care suntem în grupurile de casă, știm bine ce-i pe acolo, la capitolul 4. Și o să citim mai multe versete, de la versetul 4 încolo, până la 29. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce spune, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei. Și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu în viac, nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis, că n-ai bărbat. Pentru că cinci ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii? Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia căruia îi se zice Hristos. Și când va veni, el are să spună toate, să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Doamne, Tată, venim și noi în seara aceasta să vedem ce ai făcut. Și noi știm că Tu ești Hristosul. Doamne, Te-ai atins de femeia aceasta și frumusețea este că n-ai osândit-o pentru trăirea ei mizerabilă. Mai era odinioară o altă femeie
prinsă în preacuri vie și nici pe ea n-ai osândit-o. Dar neînțeles, au fost transformate și viața lor a luat un alt curs. Și, Doamne, Te rugăm în seara aceasta din acest pasaj să vorbești Tu inimilor noastre. Te rugăm, Doamne, să ne înveți. Mă rog și mie, dă-mi o limbă iscusită, o minte odihnită, liniște, pace să pot transmite fraților mei, surorilor mele, prietenilor mei, prietenelor mele, ceea ce Tu mi-ai pus pe suflet și să plecăm acasă mai zidiți și să ne închinăm în Duh și în adevăr, Doamne. Te iubim. Amin. Vă rog respectos să vă reașezați. Hristos a înviat. Amin. Cred că v-ați regăsit foarte repede cei care sunteți la grupurile de casă și dacă nu e prea greu, aș vrea să ridicați o mână de aici, care sunteți parte din grupurile de casă. Deci avem cu cine vorbi despre Ioan, slavă Domnului, și dacă mergeți în alte adunări și sunteți și acolo parte la grupuri de casă, recomandăm ca biserică, recomandăm grupurile de casă, pentru că e un moment mai intim, mai frumos când stăm un cer de 10, 14, 15 oameni și aprofundăm un pic scripturile, ne rugăm, mai vorbim despre situațiile noastre, mai ne rugăm unii pentru alții și e altceva, e foarte, foarte indicat. Dragilor, mesajul acesta clar s-a născut din studiul nostru cu grupul de casă pe Ioan 4. N-aș vrea să spun că tot mesajul e din notițele de la grupul de casă, dar vă zic că îmi pună pe unde îs de acolo. Dar important e că Domnul ne-a cercetat și așa lucruri frumoase am stârnit fiecare din noi și pe lângă studiul frumos care l-am avut, așa în timp ce studiam închinătorii în Duh și în adevăr, m-a cercetat Domnul și cu o melodie și cu câteva versuri, câteva gânduri de bă, ce bun ar fi o cântare de aici. Și așa a lucrat Domnul de fain săptămânile astea că m-am consultat cu câțiva mult mai pricepuți ca mine și au zis, mă, dar sună bine ce acolo ai, dacă mai punem noi un pic de piper, un pic de sare, un pic de ce trebuie și vom face ceva frumos. Și s-a născut și o cântare, și o predică, și o cântare și e frumos. Și dacă predica nu merge bine, stați până la capăt, da, de cântarea mângâie un pic mai bine. Și Domnul să fie slăvit pentru toate lucrurile. Vreau să am harul să o cântăm împreună în seara asta. Am pregătit-o și la proiecție. Am intitulat-o noi Închinătorii și Doamne, fă din generația asta închinători în duh și în adevăr. Domnul să fie slăvit. Acest mesaj este despre închinare și așa că ar fi interesul meu. Mă vedeți aici mereu tot la cântare și ar fi interesul meu acum să trag așa de mesaj și să-l duc dintr-o perspectivă foarte tare a laudei și a închinării și să spun aici ai adevărata închinare pe lângă laudă și pe lângă închinare. Dar am stat cu grupul și am stat în scripturi și da, e mai mult decât doar muzică, e mai mult decât lauda și închinarea în care venim noi. Închinarea este viață și viață cu El din belșug, e ascultare, e dependență de El. E un cer deschis, e fără o formă anume, e fără limite. Muzica e o expresie folosită mai ales în momentul congregațional, cum a fost în seara asta, cum a fost azi dimineață, să ne închinăm Domnului cântând cântări de laudă. Ultimele câteva generații, așa că avem și harul să mai punem ceva în urechi și avem muzică și la lucru și la volan, avem muzică, dacă vrem și când dormind, avem acum harul să ascultăm și ascultând muzică duhovnicească, muzică de închinare, sigur ne conectăm frumos și în cântarea de laudă, chiar dacă nu suntem într-un loc cum e acesta, să ne adunăm să avem o cântare congregațională, o facem oriunde am fi acum cu tehnologia care o avem. Nu neg, are un rol extraordinar muzica, lauda și închinarea, dar ea este doar o expresie care rezultă dintr-o inimă, o inimă închinării. Închinarea este, cum ziceam, cu mult mai mult și haideți în seara aceasta la cuvânt și vă pun o întrebare, când apare, să vedem dacă știți, când apare pentru prima dată în Sfânta Scriptură cuvântul s-au închinat?
Ține minte cineva care e prima închinare, care dacă citim de la început, de la Genesa, capitolul 1, la un moment dat observăm ceva. Țineți minte care e primul pasaj. Hai că vă ajut eu. Genesa 22 cu 2, pune-te rog pe proiecție. Hai să-l citim un pic așa de frumos. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Amin. Asta e prima închinare. Și ce rezultă de aici? Ascultare. Și acum oricare din voi bărbați, e vorba de Avram aici, oricare din voi să auziți glasul Domnului să vă spună ia-l pe Mateo, ia-l pe Darius, ia-l pe Marcus, ia-l pe Elias și du-te pe muntele de la Băișoara și adu-mi-l ca jertfă. Cred că ați digera mult. Ce voce a fost aia? Ce a fost aia? Ce mi-a spus? La ei nu exista, în Scripturi, în Genesa, în perioada respectivă, nu existau sacrificii umane și nici nu au existat. Dumnezeu niciodată n-a primit un sacrificiu uman adus de om în afară de Iisus Hristos, care El s-a făcut sacrificiu uman pentru noi. Deci nu era o practică. Și totuși, asta e culmea ascultării lui Avram. Și ascultarea lui, egal, prima dată, când în Scripturi apare cuvântul închinarea. Deci nu e vorba doar de o chitară, un pian, tobe, să avem muzică și ne închinăm. E suficient să asculți ceea ce spune Dumnezeu și deja ai pășit în închinare. Mă chemi să trăiesc prin credință cu tine, m-ai creat să mă închin în duh și în adevăr. Avram cu Isaac, jertfa, ascultare. Avem un text cu enorm de multe detalii și m-am legat să citesc foarte mult din el. Nu o să atingem toate zonele. Așa de la grupul de casă mi-am făcut aici câteva notițe faine. Observam încă de la începutul citirii că Iisus n-avea nicio legătură cu samaritenii. Și totuși, El e Cel care face... El e Cel care face legătura cu samaritenii și discutam la grup și ziceam, uitați-vă ce lucru extraordinar, că mai târziu spune ucenicilor, mergeți, da? Și enumără și Samaria și după aia până la marginile pământului. Dar Hristos a și făcut primul pas al acestei vești bune dusă spre samariteni, spre neamuri. Ascultați ce frumos spune aici, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Încă nu prea mulți iudei evrei mărturiseau că Iisus Hristos e Mântuitorul lumii. Încă de atunci neamurile au avut acea deschidere, acel plan dumnezeiesc, acea vestire care s-a făcut și prin Isaia și în Vechiul Testament e plin de ea, că spunea că va fi ceva și spre noi. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. Femeia era la fântână, la amiază. Notam aici cu grupul. Să nu fie
prea întrebată, întâlnită de celelalte femei care scoteau apa dimineață. Dacă citim niște cărți istorice pe zona respectivă, aveau așa un obicei, mergeau de dimineață bună și femeile scoteau apă de la fântâne, de lângă sate. Ea s-a dus în ceasul al șaselea, tocmai că avea o viață cam complexă și nu mai avea chef să mai vadă pe nimeni, să mai reintre în anumite subiecte. Să înțelegem un pic mai pe larg cum erau situați atunci locuitorii acelor zone. Deci aveam Iudeea, care era centrul religios, era Samaria, da, israeliții renegați, metiși. Aici era o zonă mai ocolită, așa, de israeliții aia puri. Ei cu samaritenii era zi de despărțire, cumva, între ei. Și apoi era și Galileea neamurilor. Versetele între 4 și 26 apare acel trebuia, da? Deci era o intenție și un scop. La versetul 6 vedem de Hristos că era ostenit, însetat, latura umană a Domnului Iisus. Apoi între versetele 7-10, Domnul Iisus, cum spuneam, inițiativa în relație, în evangelizare, da? Vrea să-și facă sosirea de mântuitor cunoscută. Între versetele 11-20, câteva întrebări acolo, ce legătură, dar, Dumnezeu, cine, apă vie, Iacov, și știm. Acum lăsăm un pic zona așa de studiu și vreau să mergem, am desprins câteva lucruri care vreau să le ducem cât de practic posibil cu noi în seara aceasta și te rog să mă ajut cu primul slide. Apa vieții este doar Iisus. Apa vieții, apa vie, cum vrem să o numim. Apa vie este definitivă. Este o resursă vie din abundență, dătătoare de viață veșnică, astâmpărătoare de setea sufletului. Spunea Iisus, în viac nu-ți mai va fi sete. Dar trebuie să ajungem la apa vie și ajungem la apa vie doar în ascultarea de Hristos. Doar când închinarea ne este primită. Închinarea ne este primită de Dumnezeu. Și vreau acum să mergem un pic la... să înțelegem că atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, pot fi, din Scripturi am văzut și anumite închinări, care au fost închinări și oamenii făceau tot ce știau ei mai bine să se închine, dar e vorba de niște închinări care n-au fost primite de Dumnezeu. Și alea nu duc spre apa vie. Unul din ele e chiar exemplu textului nostru cu această femeie. Îi vedem râvna ei când a început Iisus să aibă acest dialog. Era așa de religioasă, toate le știa. Deja începea Iacov, tatăl, ăștia, Ierusalimul, nu așa, așa, acolo, dacă ar fi în vremurile noastre, cu batică, fără batică, cu fusta lungă, cu una scurtă, cu pantaloni așa, cu aia așa, nu așa, nu acolo, dincolo, da, dincolo, nu, dincolo. Da, deci tot cam, deci foarte, foarte, foarte religioasă, dar un detaliu extraordinar de important de văzut. Religioasă, din perspectiva ei se închina că le cunoștea, dar era la al cincilea bărbat. Și exemplul ăsta nu e un exemplu în care închinarea noastră poate să fie primită. Dacă trăim și în imoralitate și ne și închinăm, e în zadar toată închinarea noastră. Deci e foarte, foarte important de reținut lucrul ăsta. Vreau să mergem prin câțiva pași și ultimul va fi închinarea în duș, în adevăr, dar câțiva pași care trebuie foarte bine atinși și dacă vreți luați-vă notițe. O altă închinare tot neplăcută lui Dumnezeu. Dar și omul ăsta a făcut-o cu râvnă, a făcut-o la costat. E vorba de Cain. Așa e că s-a închinat. A luat din roadele pământului, le-a dus, le-a pus pe altar. Dar care era problema lui? Se uita spre fratele lui Abel și avea invidie, avea ură, avea așa acea gelozie. A avut atâta ură până la, știm noi bine, până la ucidere l-a dus ura aceasta. S-a închinat? Da. Dar inima lui era o inimă rea. Dumnezeu nu primește închinarea noastră dacă avem ură unii față de alții. Și pune-te rog Matei 5:23.
Așa că dacă ți aduci darul la altar și acolo ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. E un lucru așa de important și trebuie să-l înțelegem. Dacă vrem să avem pașii ăia în credință cu Hristos și să ajungem la închinare în duș și în adevăr, dai harul lui Dumnezeu și nu adăugăm nimic la mântuire, nu-i vorba de aia, dar sunt niște principii, niște lucruri care Dumnezeu nu se compromite. Dacă vrei să-ți fie primită închinarea, trebuie să te asiguri că nu ai pe cea a samaritencei care trăia și în curvie și leșiștia aia așa în religii, ca și religioasă fiind. După aia l-avem pe Cain, care aducea la altar și l-a costat bostania și tot ce a dus acolo, sfeclă și păstârnac și guli și tot ce a fost. N-au fost gratuite, le-a pus pe altar, dar avea ură și ura l-a dus la ucidere, da? Deci trebuie rezolvat și dacă vreți un exercițiu practic când se încheie seara, nu vă fie prea greu să stați într-o rugăciune, să vă cercetați și poate trimiteți un mesaj, două, trei, nu știi ce lucră Duhul Domnului. Nu e așa de greu să spui un iartă-mă că Hristos ne-a iertat așa de mult. Iartă mult că și față de tine a fost revărsat un mare, mare har. Știți cum e harul lui Hristos? Imaginați-vă că un om a făcut o crimă. N-are rațiune ceea ce spun, dar ăsta e exact harul lui Hristos. Un om a făcut o crimă oribilă și acum stă în fața instanței judecătorești și instanța, neînțeles, fără rațiune, fără avea vreo logică, în loc să-l pună pe omul ăsta un 20-30 de ani în pușcărie, îi spune, ești iertat și mai mult de asta, uite cheile de la o nouă casă pe strada cutare, du-te și trăiește în pace și nu mai păcătui. Exact asta a făcut Hristos pentru noi. Așa de mult ne-a iertat. Și nouă să ne fie așa de greu să iertăm o chestie banală de mă, cred că s-a uitat la mine, aș mă, cred că sigur are ceva cu mine. Și de cele mai multe ori îți doar gândurile noastre care le amplifică. Haideți să fim înțelepți și Domnul să ne ajute. Deci erau două feluri de închinare care Domnul nu le primește și în al doilea ne îndemnam să fim foarte atenți la relatarea unei între alții, să ne iubim cu adevărat, să ne iertăm atunci când e nevoie să ne iertăm. Mai este o altă închinare. Asta trece dincolo, asta deja era în zona divinității, vorba de Lucifer. Ăsta era acolo cu cântarea, cu închinarea, cu mai marele dirijorilor, sau cum să-l numim, dirija orchestra cerească. Numai că, în închinarea lui, tare mult vrea să ajungă el ceva. Și așa de mult a vrut acel el ceva, încât începea să meargă spre gloria lui Hristos, spre gloria lui Dumnezeu și spune un verset frumos că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni, dar după aia a trebuit să fie alungat din ceruri. Și culmea nesimțirii se duce la Fiul lui Dumnezeu și îi spune atunci, dacă țineți minte când l-a dus pe acea înălțime, închină-te mie și toate aceste lucruri ți le voi da ție. Adică există așa ceva Creatorului și Suveranului care ține Universul în dreapta Lui, închină-te mie. Deci e de neînțeles cât tupeu a avut acolo. E, asta e o altă închinare. Bine, în altă zonă, știm istoria lui Lucifer și căderea lui, dar aici foarte, foarte mare atenție. Când ne închinăm, ne închinăm lui Hristos. Când studiem să creștem în învățătură, în adevăr, pentru gloria lui Hristos, pentru lărgirea împărăției lui. Când cântăm, cântăm pentru Hristos. Când trăim, trăim pentru Hristos. Spune Pavel, când murim, murim pentru Hristos și murim frumos. Și Duhul Domnului să ne ajute și spunea Satana, toate bogățiile pământului ți le voi da. Atenție mare, și o inimă încărcată în avuții și în lucrurile pământului devine o închinare la idoli.
Acum asta nu e mai închinare la Dumnezeu, dar devine o închinare la idoli. Nu mai ne putem raporta la închinarea plăcută Tatălui, la acea închinare în duș, în adevăr, dacă suntem așa de plini de îngrijorare, așa de plini de goana asta după vânt, de goana asta după avea ceva. Măcar că atunci când ajungem în țărâna pământului, am observat la recentele mormântări că n-a mers cu niciunul nimic decât cât s-a investit în acel sicriu. Mai mult cu nimic. Și n-a fost pus un pământ mai scump peste unul și un pământ mai ieftin de la peste altul. La ceasul care ne vine de sus, devenim absolut egali. Așa că cât avem viață, să ne punem toată încrederea în El. Deci ajungem la apa vieții, la închinare, în duș și în adevăr, dar mai înainte trebuie să ne asigurăm că nu ne regăsim în astfel de închinări care nu sunt primite și plăcute Domnului și care devin adevărate ziduri de despărțire între noi și adevărata închinare plăcută Tatălui Ceresc. Deci devin chiar ziduri lucrurile astea. Nu numai că nu ne primește închinarea, nu poate să ne primească închinarea, pentru că nu se poate compromite. Dacă trăim oricum, degeaba vin și cânt o cântare bine și îmi zice fratele, bă, ce bine o mers, bun, dar dacă viața mea e dublă, importanța are doar un lucru, cum e văzută închinarea asta înaintea lui Dumnezeu. Și cum ziceam mai devreme, închinarea nu-i doar laudă și închinare, ne ia cuvântul, pentru că așa luat generația noastră, cuvântul respectiv îl punem în slujba aceasta a cântării și atunci foarte mult când zici închinare, gândesc repede la momentul ăsta frumos congregațional în care cântăm câteva cântări frumoase și alea sunt foarte bune și personal le iubesc, ador momentele astea. Deci, nu există închinare în duș și în adevăr fără să fii conștient că El este apa vie, că tu te închini doar Lui, Hristos. Îi apa aceea vie și vedeți și femeia repede întreba, wow, dă-mi o apă specială care să nu mai fie sete, se gândea pământește, să nu mai trebuiască să tot vin cu găleata, să tot iau această apă. Și dacă pui slide-ul al doilea, mai întâi, lasă găleata în urmă. Și găleata asta pentru femeie era apa aia care era nevoia aia de a duce constant în familie această apă, de a duce constant pentru ea apă, pentru bărbatul cu care trăia cum trăia apă. Dar poate însemna cu mult mai mult. Acum am adus și o găleată. Cam așa ceva arătau gălețile, așa dintr-un lemn. Acum asta, numai din lemn am găsit-o. Dar e o imitație bună. Și am adus-o să o vedeți. Și să o lăsăm astăzi la fântână. Să rămână în urmă. Și să alegem apa vie. Și să lăsăm apa fizică. Că poartă Domnul de grijă și la aia. Oricum, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte, da? Știm bine versetul. Cum spuneam, pe lângă închinarea neplăcută sunt și lucrurile vieții, îngrijorările vieții, care trebuie să le depășim. Să ne fie sufletul adăpat de apă vie și să ajungem la închinarea în duh și închinarea în adevăr. Mai întâi viața ta până aici, rezolvarea trecutului, apoi ești gata pentru eternitate. Deci problema închinării, duh și adevăr, duh care egal cu interior și nu cu exterior, adevăr, cum spune Dumnezeu, nu cum spun oamenii, explicații lungi de Iacov, părinții la Ierusalim, locul unde ne închinăm, cum. Hai să recitim versetul 28. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți. Știți bine
Un verset care atinge o necesitate vitală. Nu ajungem la închinare fără lepădare de sine, fără să lăsați lucrurile trecutului în urmă, în grija lui Hristos. Nu uita, viitorul tău nu e conectat de oamenii care te-au părăsit. E conectat de Dumnezeul care a rămas cu tine, da? Deci viitorul tău nu e conectat de oamenii care te-au părăsit, e conectat de Dumnezeu care a rămas. Vezi, sunt unii oameni care Dumnezeu îi așează în viețile noastre și așa de frumos are, Dumnezeu face toate lucrurile ca niște puzzles perfecte. Pentru ei e o învățătură, pentru noi e o alta și unii oameni din viețile noastre pot să fie ca niște schele. Îs pentru moment să ne șlefuiască, să facă ceva în noi și Dumnezeu se folosește de oameni. Și la un moment dat, așa cum meseriașii își adună schela, că s-a terminat lucrarea, respectivii pot să fie mutați de Dumnezeu altundeva din viața ta. Dar tu ai rămas prelucrat. Are Domnul felurile lui de a lucra. Nu te lăsa niciodată dependent de niciun om. Spune un verset că blestemat e omul care se încrede în om. Toată încrederea noastră trebuie să fie doar în Hristos. Relații bune, relații faine, să ne suportăm unii pe alții, să mijlocim în rugăciune unii pentru alții, dar să nu ne prea atașăm, ca să nu suferim prea mult dacă se întâmplă altceva vreodată. Și nu uităm, cheia este, Doamne, Tu mă chem să trăiesc prin credință cu Tine, m-ai creat să mă închin în Duh și în adevăr, ăsta e scopul suprem al creației, când Dumnezeu a creat omul, l-a creat să se închine în Duh și în adevăr Lui. Nu putea să-și facă îngeri, zice alt pasaj, că își poate face din vânturi și din flăcări slujitori, așa-i? Și are arhanghel, și are îngeri, și are serafim și are. Nu. Creația asta, omul ăsta, e ceva special acolo. Dumnezeu ne-a creat să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr și Doamne ajută-ne. Femeia lasă găleata acolo și pleacă să mărturisească pe Hristosul. Întâlnirea cu El i-a adus schimbarea inimii, schimbarea atitudinii ei, un dialog, un simplu dialog. Și nu păstrează doar pentru ea. Pleacă de grabă să spună celor din cetatea ei, dacă mai devreme căuta ceasul al șaselea ca să aducă apă, că era așa sfiită, așa închisă de societate. Iată că vine ceasul al șaptelea, când femeia noastră deja e altceva, deja prins curat, curaj. Lasă găleata, lasă viața veche, rezolvă problema păcatului. Înainte de a ajunge la închinare în Duh și în adevăr, dacă citim în Fapte, în capitolul 1, vorbește acolo, cum ziceam mai devreme, și veți fi martori. Da? Ajunge la Samaria și până la marginile pământului. Din nou versetul 28. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul. Iisus n-a osândit-o. Nici pe ea, nici pe cealaltă femeie prinsă în prea curvie, dar Iisus, cu prezența dragostei Lui, le-a restaurat și le-a copleșit, iar ele au pus capăt trăirilor în păcat. Lasă găleata gândurilor tale. Hai să o iau un pic în mână, lăsându-mă să nu o dau de pământ. Lasă găleata gândurilor tale, problemelor tale, găleata neajunsurilor tale, păcatelor tale. Găleata asta poate fi plină chiar cu religie, cum avea și femeia noastră samariteancă, da? Cu forme, cu datini, cu tradiții. Trebuie ca închinarea să fie așa. Dar numai așa. Dar numai ca la noi. Dar numai cum a fost acolo. Ori doar în forma asta, sau ceva mai actual, da, de generația noastră,
trebuie să simțim un vibe, trebuie să fie actual, trendy, să fie ceva copiat de la cei care se pare că le merge închinarea un pic mai bine. Ori o veste ca o formă de închinare cu impact. Cât de mult ne complicăm. Așa de mult ne complicăm. Și atâta ne și ține, dacă e doar goană după o formă sau după o altă formă. Autenticitatea, dragilor, unei închinări stă în faptul că ea dăinuiește, în faptul că ea are ungere și prezența flăcării lui Dumnezeu peste jertfă. E simplu. În vechime se aducea jertfa și când se aducea jertfa, nu de fiecare dată cobora flacăra. Dar atunci când cobora flacăra, se știa că jertfa a fost primită. Așa e și în zilele noastre, chiar și congregațional vorbind. Când ne adunăm și-a fost flacără și dimineață și-a fost flacără și după masă, știm că congregațional, adunarea, știm că Dumnezeu a privit cu plăcere spre noi. Ne vede că ne bucurăm când cântăm, Tu mereu ai fost cu mine. Și jertfa are ungere. Și închinarea are ungere. Și El ne atinge și El e cu noi. E o taină în interpretarea Scripturilor. Am stat acum și tot am tot cercetat și am tot pregătit pentru mesajul acesta și m-am bătut de o ilustrație hazlie zilele astea. Dar vreau să o aduc așa în comparație cu noi când ne uităm în cuvânt. Și cam exact cam așa, da? Nu-i vorba de mine, vă spun de la început, că toți bănuie că e vorba de mine. De soția unuia era plecată altundeva, din localitate, din țară, în fine. Și bărbatul, nefiind prea bucătar el, i-a venit poftă de pilaf ăla bun ce-l face ea, știi? Și o sună, sau trimite mesaj, în fine, așa mi-e poftă de pilaf ăla ce mi-l făceai. Nu trimis câteva mesaje să-mi zici cum să-l fac și eu. Și zice, măi, simplu, începe așa, ia o băbește, bun. Pune 3 căni cu apă și o cană cu orez într-o oală mare. Pasul întâi, procedează. La care el îi trimite o poză înapoi și în oală stau așezate fizic, vorbind, 3 căni, pline cu apă, în oală și o cană cu orez. Trimite mesajul, bun, pasul 1 rezolvat, ce e pasul 2? Și ea zice, fă-ți un sandwich. Un pic așa și cu interpretarea scripturală. Acum 2, 3, 4, 5, 10 ani, citeam și eram convins că e așa un anumit lucru. Și l-am citit ieri și am zis, mă, nu e așa. Atunci puneam câinile alea în oală, dar n-ajungeam în veci la pilaf. Pune un pic slide-ul ăla cu cuvintele. Mă uitam la greacă. Știm că scriptura cel mai mult apare în limba greacă, scrisă și un lucru așa de interesant că am început să studiez și am zis, nu, păi, e prea complicat acum. Deci de fiecare dată când noi citim în traducerea Cornilescu, de exemplu, cuvântul închinare, în românește, închinare. Rare ori apare și un fel de slujire ceva acolo, dar foarte mult vine închinarea. Pe când în greacă avem 3 cuvinte și uitându-ne, m-am uitat un pic și tot am studiat unde, în care ipostază atunci când Satana i-a zis lui Iisus să-i se închine, care din cele 3 închinare îl folosea el, îl folosea ăsta cu sărutarea pământului. Da, de fiecare dată e o altă închinare acolo și e primul ăsta Sebo care îi, când zice închinare și în grecește e scris cuvântul Sebo, de fapt e cuvântul reverenței și adorației, da? E cuvântul ăla, ca și cum spui o propoziție, da? În loc să scrii închinare, spui, Doamne, te venim cu reverență înaintea ta și cu adorare față de tine, știi? E zona aia. Pe când cuvântul latreo e cuvântul de slujire prestată în slujba sacră. Deci nu e vorba că am slujit, că am adus la adunare 2 cutii cu haine pentru oameni care au nevoie de ele.
Da, asta e un fapt bun. Dar cuvântul ăsta, latreo, îi folosit mai bun cu o comparație, gen că s-au închinat la templu, făcând o slujire sacră, da? Deci înțelegem diferențele. S-a făcut o slujire sacră. De exemplu, frații vin aici și pregătesc elementele împărtășirii cu trupul, cu sângele Domnului, da? Asta e o muncă de duminică făcută, care voie, și e o muncă sacră, da? Asta e un fel de slujbă sacră. După aia avem proscuneo, asta e închinarea aia, te arunci cu fața la pământ și în istoric vorbind era un obicei foarte interesant, se adunau jos să se închine. Asta apare foarte mult acolo în Apocalipsa, cuvântul ăsta, unde își aruncă coroanele și unde stau cu fața la pământ neîncetat și se închină. Și deci e o închinare cu fața la pământ, pur și simplu. Și acolo mai scria, acolo mulți cercetători ziceau că e foarte mult legat de ceva de a face cu sărutarea pământului. Pur și simplu sărută pământul cumva într-o... Că nu ăla e cel mai jos cât poți să mergi când te închini cumva, știi? Și ne-am dat seama că e așa de mult dacă stai să cercetezi în toate detaliile. Și cred că scopul lui Dumnezeu nu-i nici să intrăm în atâta învățătură încât să... Așa că e un verset care ne zice că învățătura obosește cumva. Nu ne trebuie nici să intrăm în așa de multă învățătură încât să devenim debusolați. Zicem, nu, păi nu știu ce să mai înțeleg, e mult, e prea greu, e prea mult. Trebuie să ne ținem de aspectele simple, elementare și care ne duc unde trebuie să ne ducă și să ajungem la închinare în duc și în adevăr. Versetul 23. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Deci nu există închinare în duh și în adevăr fără să fii conștient că El este apa vie, că Lui, numai Lui, îi te închini. Nu există închinare în duh și în adevăr fără să lași găleata, ce vrei tu, greutăților, neajunsurilor tale la fântână cu Iisus. Dacă vrei, la poala crucii lui Iisus, orice problemă. Și un al treilea aspect, pășește noul început cu El. Pășește noul început cu El. Și recitim de la versetul 10. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viață veșnică. Și cât timp suntem în trup, acestui trup mereu și mereu îi va fi sete. Dar dacă ai gustat cât de bun e Domnul și deja e izvor în tine, ăsta e un izvor nesecat. Și nu vă uimiți la grupurile de casă când stăm câte 2, 3, 4 ore. E aici Admena. Zicea soțul Mircea. A venit odată la grup. Zicea, mă, oameni, eu nu mai înțeleg pe soția mea. Zice, mă, înțeleg cartea, înțeleg. Dar e triant tot în Luca. E triant tot în Luca. Și încercam noi să explicăm, da, Mircea, dragă, pentru că e un izvor nesecat și are ce sorbi din Luca. Pentru că parabolele și minunile lui Hristos sunt nesecate. Și oricât ai citit un capitol, poți să faci încă o predică și încă una și încă una și încă una și să nu pară repetitivă, să nu pară că se zic aceleași lucruri aproape. Domnul să fie slăvit și binecuvântat în toate lucrurile. Trebuie făcut acest pas, pășește
în noul început cu El. Și trebuie să facem pasul ăsta, chiar dacă unii sunt mai noi în credință. Trebuie să luați un pas. Un pas al credinței în a sluji. Poate ai un imbold, așa spune Duhul Domnului niște lucruri și te gândești, da, dar parcă numai mai ieri m-am botezat, numai anul trecut, numai recent. Cum deja să? Du-te înainte că Domnul va înflăcăra darurile care le-a și pus în tine și va face lucruri frumoase cu tine. Trebuie să crești în credință și cu altcineva de aici din biserică, cum un bărbat de aici, acum recent am fost într-o situație, așa s-au croit toate drumurile cumva și eram într-un orășel cu el și vorbeam cu oamenii de pe stradă, despre Hristos și am mers la mai mulți și la un moment dat am observat dincolo de un râuleț micuț, așa, un râu, stătea un domn la 65 de ani, să zicem, și pescuia. Și am zis, no, ăsta e perfect. Că e liniștit, stă acolo și pescuiește, cu ăsta e vorbit, mergem. Și a trebuit noi să mergem, să trecem un pod și să ne apropiem acum pe trotuar de el. El stătea pe o bancă cu bățul, deja a început să se uite la noi. Și acum noi să facem un pic deschiderea aia. I-am plecat așa pe balustradă și am văzut niște pești mari și acum făceam așa. Să margă peștii și el. Am zis, gata, deja subiectul se deschide la fix. Am tot dat din aripi pe acolo, așa, încetuți, ne-am dus. Când ajunge, hai mă, că o mușcat, hai ce-o mușcat. Și acum stăm și vorbim cu omul generalități. Foarte povestitor, deschis, omul fain. Și zic, mă, la cât e de așa, hai să intrăm unde trebuie intrat. Și am zis, te-am văzut de pe partea altă de părău și când te-am văzut, mi-am amintit de o întâmplare faină. Iisus Hristos a văzut un om care pescuia, îl chema Petru. Și atât i-a zis, s-a dus la el și a zis, te voi face pescar de oameni. Gata, s-a schimbat subiectul. Și am zis, a intrat mântuirea în casa lui, în viața lui. Și a pe început, prietenul nostru. Ei, că mântuirea asta trebuie să ajungă la Parlament. Și au început să ne zică, o furat țara asta, o distrus țara asta, o... Și am stat și de acolo subiectul s-a dus altundeva și a pus acea împietrire, acea barieră. Noi le știm pe toate, voi sunteți un 20 de ani mai tineri ca mine, n-aveți ce să-mi spuneți voi de mântuire și de lucrurile astea, dar bine ați face dacă ați merge un pic la cei de la Parlament, că ne-or vândut țara. Trezirea spirituală, dragilor, nu e un eveniment. Împotrivă, ea durează o viață. Și Domnul să ne ajute. Fă un pas ascultării. Dacă vrei să pășești în închinare, cum ziceam din Geneza 22:5, și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi, ascultarea. Și ai făcut pasul ăsta credinței și spune tu, Domnului, multe pe inimă, ascultă de ele. Nu-ți fie frică că s-or face și unele greșeli, mai consultă-te cu alții mai în vârstă ca tine sau care au un pic mai mult ca tine în credință. Dar fii roditor, fii harnic. Ai început să-L iubești pe Domnul și dacă n-ai intrat în vană, inima ta deja e a Domnului, începe să faci fapte vrednice de pocăința la care Dumnezeu deja te-a și chemat. Un alt detaliu de înțeles. Iisus a dezvăluit femeii samaritence că nu va mai fi necesară o structură oarecare dedicată sau un loc sfânt, da? Cum era templu din vechime. Și toate națiile pământului știau că este la Ierusalim un templu special și doar acolo și doar așa pentru a se închina lui Dumnezeu într-o manieră plăcută lui, în schimb, individul ar aduce ceea ce era necesar, fiind umplut cu Duh Sfânt și cu adevăr. Apoi Iisus, mai mult, a adăugat gândul inspirator că Tatăl Său caută, de fapt, astfel de oameni
care să se închine lui. Nu există închinare în duh și în adevăr fără să fii conștient că El este apa vie, că tu te închini lui. Nu există închinare în duh și în adevăr fără să lași găleata greutăților tale la fântână cu Iisus. Nu există închinare în duh și în adevăr fără să pășești prin credință în noul început cu Iisus, în umblare cu El, în trăire cu El. De acolo, de-abia, ceasul a și sosit. Ceasul a venit când închinătorii se vor închina în duh și în adevăr. Pune-te, rog, iară versetele 23. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Ai pășit prin credință cu El? Vreau să vă spun ceva. Mă gândesc că știți aproape toți. Vulturul. Vulturul e o creatură, o pasăre așa de puternică și de faină. O putem asemăna cu leul la mamifere, așa e? Atât de grandios și de glorios și el își face cuiburile undeva departe. Prea puțin ați văzut cuiburi de vulturi. Poate Neluțu ieri cu toiagul, poate au văzut câteva. Face ceva foarte interesant. Construiește un cuib din niște lemne așa solide, din tot felul de rămurele și așchi așa mai masive, ca un constructor o face. Îl face așa puternic, mare și după aia merge și culege cele mai delicate elemente care să fie moi. Și face acolo, în cuibul respectiv, face așa o pătură faină. Cred că e cea mai confortabilă, ți-ar plăcea să-ți faci o pernă din chestia aia. Și acolo își așează ouăle, da? Și acolo începe o familie. Și încep puiții să fie acolo și pleacă și le aduce mâncare. Dar nu uităm că ei sunt deva sus, pe o înălțime. Și motivul de care ei au fost creați e doar să-și ducă la ceasul care vine, la ceasul hotărât, doar să-și dea drumul, să plonjeze, să zboare de acolo. Dar știți ce se întâmplă? Puii aia nu pleacă de acolo, că sunt așa de confortabili. Așa suntem noi în viețile noastre de creștini, atât de confortabili. Suntem ca și feciorașul ăla de 39 de ani care e tot cu mami și cu tati acasă. Totul e bine, eu vara nu dorm, nu am somn. Totul e brici, cum se zice la Cluj. Și așa facem și noi, ne îndrăgostim de acel cuib care Dumnezeu ni l-a făcut, că era nevoie de el să ia orice absorție pentru noi, pentru o creștere sănătoasă, o creștere bună. Dar să știi că vine ceasul când Dumnezeu aduce un alt sezon peste viața ta. Și să știi că sezonul ăsta doare, dar e momentul când vulturul își ia odată ghearele și printre pui smulge acea păturică și dă drumul de la înălțime. Și puii mai stau cât mai stau în cuibul respectiv, dar extrem de dureros să ții între toate țăpușurile alea așa prin coaste. Mai stau un pic, dar după aia încep să le vine rațiunea la cap și să zică, mă, dar oare cu aripioacele astea, oare noi n-ar trebui să ne dăm drumul? Ei, vezi, trebuie să vină sezonul ăla în viața ta și în viața mea. Să vină ceasul și ceasul a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Dar nu putem percepe lucrul ăsta. Parcă la unii ne ia un pic mai mult. Pentru că tocmai Dumnezeu a creat acel cuib moale pentru noi, pentru creșterea noastră. Și unele lucruri
Da, mereu și mereu vine Pavel și le zice, mă, dar tot la lucrurile începutului sunteți, trebuia deja să serviți altceva mai tare. Nu numai tot lucrușoare pentru gingii, da? Vine ceasul când puii noștri își dau drumul din cuib și realizează că-s vulturi. Calendarul lui Dumnezeu va schimba ceva pentru tine, dar pentru gloria lui Dumnezeu în viața ta. Și crede lucrul acesta. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărat se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Versetul 26. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Am avut toată citirea deja. Și nu știu acum, eu nu știu dacă e coincidență, că eu cred că traducerea Cornilescu e singura veritabilă. Glumesc. Asta e traducerea Cornilescu. Probabil cea mai populară Biblie din România la ora actuală și mai ales în trecut cu ceva timp era cu siguranță aproape singura. Studiind, am realizat ceva. Iisus i-a zis, eu sunt acela care vorbesc cu tine. Eu sunt acela. Dacă dăm să o închidem, chiar versetul ăla se întâlnește aici cu... Se uită unul la altul cumva, față în față. Dar numai că e o idee, e chiar acolo unde scrie același, pe pagina altă. Se întâlnesc așa, se sărută. Spune versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Poate e coincidență sau poate Duhul Domnului a hotărât să-i folosească pe ea de la tipografie. Ceva simplu, ceva poate banal. Dar m-a uimit, studiind să le văd cum se uită un verset la altul. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Și cred că frumusețea închinării în Duh și în adevăr și ceea ce face Hristos în noi, tocmai faptul că ne-a iubit. Și are El modul Lui. Nu o sândește, dar totuși sfințește și transformă și schimbă și face lucruri frumoase din oameni urâți. Și se zicea dimineață în îndemnare de la închinare că îl vedea pe Gedeon, curajosul, care urma să fie, nu care era. Și asta face Hristos cu noi. Nu te strigă pe numele care îl ai. Nu se raportează la tine bazat pe ticăloșiile tale. Se bazează pe tine pe frumusețea care o știe că îi în sufletul tău și care va domni din veșnicii în veșnicii. Crede-L pe El mai degrabă pe cuvânt și pune-ți toată încrederea în El. Când va veni Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Ce aș mai putea eu acum să mai spun? Nu știu ce să mai spun. N-are logică. Nu sunt lucruri logice, raționale. E prezență. E ca și când a sosit vântul, așa e? Nu-l vezi, dar a venit. Samariteanca de la cea care se sfia să fie în societate, ajunge să fugă pe străzile Clujului și să strige. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Petre, vino, te voi face pescar de oameni. Și nu răspunde Petru, du-te la Irod, du-te la palat, du-te la ăștia că ne-au pricopsit țara, du-te la ăștia de la Roma și spune-le de pescar de oameni și de o mântuire. Suntem terorizați de sistemul Imperiului Roman. N-a pus nicio întrebare.
Vino, sunt un Dumnezeu al creației, văd și nevoile resurselor tale, ne spune El. Vino, închinătorii, în duh și în adevăr. Așa că azi noapte s-a schimbat ceasul. N-ai vrea să intri și tu în ceasul lui Dumnezeu. Ai conștientizat că El, numai El este apa vie. Că trebuie să te ferești de închinarea neplăcută Lui. Ai lăsat găleata de multitudini la fântână, în urmă, la poala crucii lui Hristos. Ai pășit prin credință și ai ajuns. Ceasul în care înțelegi că închinarea e prin a avea Duhului cel Sfânt peste viața ta și trăirea ta și a trăi în adevăr, care este chiar cuvântul Lui, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Vreau să ne rugăm cum o să ne călăuzească Domnul și înainte să ne rugăm, cine mă poate ajuta oare? Ne ajută Rareș și duci găleata asta pe la toți. Și este ceva frumos în ea. E un semn de carte frumos. Până merge Rareș la fiecare și vă luați câte un semn de carte, pune-te rog închinarea, că am promis că o să cântăm cântarea închinătorii și Domnul să fie slăvit. Ne rugăm să fie ceva frumos pentru slava Lui, pentru gloria Lui, pentru cinstea Lui. După cântare, intrăm în rugăciune. Vreau mai mult din tine. Ceasul a venit să-mi astâmper setea. Cerul e deschis. Vreau mai mult din tine. Mă chem să trăiesc prin credință cu tine. M-ai creat să mă închin în duh și în adevăr, în duh și în adevăr. Să-mi astâmper setea. Cerul e deschis. Vreau mai mult din tine. Mă chem să trăiesc prin credință cu tine. M-ai creat să mă închin în duh și în adevăr, în duh și în adevăr. Tu ești apa vie.
izvor în ființa mea. Ești nesecat în mine, Iisus, doar Tu. Tu ești apa vie, izvor în ființa mea. Ești nesecat în mine, Iisus, doar Tu. Adevăr, să trăiesc doar pentru tine, mă chem.